Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Georgia Deacon, maestrul tău Feng Shui. Așa cum am anunțat în săptămâna anterioară, urmează o lună destul de capricioasă. Ne confruntăm astăzi cu începutul unei luni, luna august, în care lucrurile se aștern oarecum provocator pentru fiecare dintre noi. Și de ce spun provocator? Pentru că pe centrul pătratului magic Loșu avem steaua 5. După cum știm, această stea 5 este o stea care ne aduce destul de multe încrâncenări și destul de multe situații neplăcute. De aceea vom dezbate pe parcursul emisiunii de astăzi cum putem face să minimalizăm această stea 5 și efectele negative ale acestei stele 5, pentru că, după cum știm, există un principiu care se cheamă principiul yin-yang sau principiul polarităților sau principiul egalității puterilor, care reușește să transforme orice fel de energie negativă într-una pozitivă sau orice fel de energie pozitivă într-una negativă. Așa că nu putem să spunem că lucrurile sunt chiar atât de negative și trebuie să ne ascundem sub pat, să ne punem plapuma în cap și să nu mai ieșim de acolo niciodată, pentru că în luna august, deși vom avea multe provocări, acestea pot fi traversate cu maxim succes și la finalul acestei luni, după ce succesul vostru va fi încununat, veți putea spune: în sfârșit mă simt super puternic, super ancorat în succesul meu și de acum încolo nimic nu mă mai poate doborâ. Dar ca să putem să ne ancorăm și să ne simțim cât se poate de stabili în această energie a evoluției, pentru că despre evoluție este vorba în momentul în care conștientizăm că un lucru din viața noastră nu este tocmai ceea ce ne-am dorit și nu vine în structura vieții noastre exact așa cum l-am văzut noi sau cum l-am previzionat, este nevoie, în primul și în primul rând, să constatăm că nu suntem singuri. Și cum constatăm acest lucru? Ei bine, în momentul în care ne dăm seama că pe acest pământ, pe structura vibrațională a locului în care ne aflăm, mai există și alte ființe care sunt dispuse să ne ajute fără să ne ceară absolut nimic, cu toată dragostea, cu toată ființa și cu tot devotamentul, în momentul acela parcă nu este tocmai atât de greu. Dar, pentru că noi, în marea majoritate a timpului, ne facem greutăți de unii singuri, ne place să constatăm că noi suntem aceia care reușim să mutăm munții din loc. Ei bine, haideți să lăsăm pe parcursul lunii august această atitudine de tip orgoliu deoparte și să lăsăm infamiile pentru alții, noi conectându-ne cu tot ceea ce înseamnă aspectele de smerenie, aspectele de mulțumire, de recunoștință și de deschidere completă. Ce înseamnă această deschidere completă? Înseamnă că primesc, îmi doresc, cer, solicit, am nevoie de ajutor și nu-mi cad galoanele dacă cer ajutor, nu mă simt umilit dacă primesc ajutor, ci dimpotrivă simt că universul este alături de mine și în momentul în care conștientizez acest lucru, deja toate lucrurile se întâmplă mult, mult mai ușor în viața mea. Dar pentru asta, haideți să ne așezăm în locul în care medităm, în locul în care ne conectăm cu energia universului și în momentul în care repetăm această afirmație deosebită pe care am să vi-o dăruiesc astăzi, în pace, în liniște și în armonie. Așadar, respirăm profund și lent și conștientizând cum toate gândurile noastre se îndepărtează de structura noastră fizică și emoțională, repetăm odată cu mine: tot ceea ce îmi doresc este alimentat de energia pozitivă
și se manifestă în favoarea mea. Repetăm. Tot ceea ce îmi doresc este alimentat de energia pozitivă și se manifestă în favoarea mea. În momentul în care ați rostit această afirmație, deja universul complotează în favoarea voastră. Cuvântul complotează poate avea o conotație negativă, dar de această dată universul chiar se ancorează în a deveni aliatul vostru forte. Își dorește să vă vadă fericiți. Face tot ceea ce are la îndemână pentru a vă scoate în față oportunitățile, evoluția și echilibrul. Voi aveți nevoie doar să culegeți, este un moment de cules. Da? Energia lunii august este o energie în care culegem roadele muncii noastre. V-am spus încă de la începutul acestui an că pe parcursul lunii august ar putea să existe niște energii controversate și aceste energii controversate sunt aduse de cele două polarități yin yang care s-au născut odată cu universul nostru și în momentul în care au apărut pe acest pământ și în univers și în galaxie, da, s-a născut acea valoare extraordinară că niciun lucru negru nu există fără un lucru alb, niciun lucru bun nu există fără un lucru mai puțin bun, ziua nu poate să existe fără noapte, soarele nu poate exista fără lună, iarna nu poate exista fără vară și așa mai departe. Acțiunea nu poate exista fără inacțiune, toate lucrurile astea care se compensează și se completează într-o simbioză extraordinară, ele coexistă în armonie atâta timp cât noi urmăm calea de mijloc, cea pe care ne-o pune la dispoziție energia simbolului Yin Yang, adică energia simbolului Tai Chi, simbolul care dă definiția căii, adică a lui Tao, și care ne conduce către a fi mai buni, mai iubitori, mai deschiși către oportunitățile vieții noastre și a ne oferi nouă implicit evoluția pe care structura noastră vibrațională și-o dorește. Cred că, deși luna august, așa cum vă spuneam, este o lună destul de controversată, pentru unii dintre voi va fi o lună foarte, foarte bună. Pentru toți aceia care veți inversa conotația negativă a stelei 5. Steaua 5 știm că este steaua dezastrelor. Știm că aduce aspecte negative în viața noastră. Știm că aduce pierderi materiale, că aduce elemente care atrag după sine pierderi de toate felurile. Mai mult decât atât, ea este în conotație și este în asociere cu steaua 8, care este steaua de prosperitate divină. Oarecum se mai îndulcește acest aspect negativ al stelei 5, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe o ureche și să spunem lasă că se rezolvă toate de la sine. Se rezolvă de la sine atâta timp cât implicarea voastră în rezolvarea lucrurilor într-o manieră pozitivă este de 100%. Dacă vreți, luna august este examenul final pentru setările mentale pe care vi le-ați făcut de-a lungul întregului an. Dacă doriți să constatați că steaua 5 este una care într-adevăr poate fi schimbată ca și conotație energetică, ei bine, pentru asta luna august este cea care într-adevăr va aduce oportunitatea de a constata puterea voastră de a schimba efectele negative ale unei stele care este destinată să vină sub formă de lecție karmică. Există și câteva metode
pe care am să vi le dau pe parcursul emisiunii de astăzi, prin care puteți schimba conotația stelei 5. Dar metodele astea, bineînțeles, că nu funcționează nici ele singure. Este nevoie să vă implicați, este nevoie să faceți ceea ce vă dăruiesc în această emisiune și, bineînțeles, este nevoie, dacă simțiți, să îmi transmiteți și mie un feedback, mai mult sau mai puțin pozitiv, nu contează, prin care să îmi spuneți a funcționat, uite care au fost rezultatele, sau n-a funcționat, la mine toate lucrurile au mers fix de-andoaselea. Comunicarea cu voi este una deosebit de importantă, pentru că în momentul în care îmi dați feedback pentru tot ceea ce eu vă ofer în aceste emisiuni, atunci știu și eu că vă uitați la emisiunile mele, că sunteți alături de mine și în evoluția pe care o parcurgem împreună, într-adevăr, totul este mult mai ușor. Cum putem evolua într-o manieră în care luna august ne oferă acest cadou karmic, steaua 5? Păi, lucrurile stau în felul următor. În primul și în primul rând este nevoie să ne facem o analiză a tuturor elementelor pe care le-am dori îndepărtate din viața noastră. De exemplu, dacă există scurgeri energetice într-unul, două sau mai multe aspecte din viața noastră, ar fi indicat ca aceste scurgeri energetice să le stopăm, să constatăm că ele sunt îngrădite și minimalizate și după ce vom face lucrul ăsta, eventual să le și eliminăm complet. Dacă există persoane care se hrănesc din energia voastră, de respectiv vampiri energetici, care, cu voie sau fără voie, vă secătuiesc de energia vitală, din păcate va trebui să-i îndepărtați sau, din ce în ce mai mult, să petreceți cât mai puțin timp în preajma lor. Dacă există acțiuni care nu vă fac plăcere, care considerați că au devenit o corvoadă în viața voastră, vă anunț de acum că este de dorit să le îndepărtați și pe acestea, pentru că luna august va fi o lună în care tot ceea ce nu vă face plăcere se va acutiza. În sensul acesta, dacă doriți să plecați într-o vacanță, dacă doriți să intrați într-un proiect nou, vă recomand ca pe parcursul lunii august lucrurile astea să se întâmple într-o manieră cât se poate de naturală, adică niciun proiect nou nu se va începe pe parcursul lunii august, în schimb vacanțele pe care le-ați prevăzut din lunile anterioare sunt binevenite. Dacă am putea cu toții să ne luăm vacanță în luna august, ar fi foarte, foarte bine, dar iată că eu sunt în fața voastră și nu mi-am luat vacanță în luna august, pentru că ar fi fost culmea să vă spun, sunt în vacanță, luăm o pauză, totul este feng shui, transmite din vacanță. Dar, de fapt, cred că ar fi o idee și asta, ca totul este feng shui să vă transmită de prin locurile pe unde urmează să ajungem, pentru că, de adevăratelea, și eu îmi voi lua o perioadă de 2 săptămâni de vacanță. Și această vacanță o voi parcurge tot cu voi, având în vedere că pe parcursul lunii august vom avea o tabără de resetare spirituală. Este vorba despre tabăra Șamanul din tine, care te ajută să descoperi partea magică a existenței tale. Tabăra pe care o vom desfășura la Bozioru în perioada 15-19 august. Este și o perioadă magică din punct de vedere astral. Este o perioadă cu totul și cu totul deosebită din punct de vedere energetic, având în vedere că ne raportăm la sărbătoarea Sfintei Marii și știm foarte bine că Sfânta Maria are ca și corelație energia lui Kuan Yin, care este zeița compasiunii și a iubirii. Și în secunda în care noi deja am ales această perioadă, am ales-o în mod special așa, pentru că într-adevăr, tabăra respectivă va fi un dar divin, va fi o resetare interioară completă pentru toți aceia care își doresc iubire necondiționată, care își doresc ca planurile lor să fie îndeplinite așa cum și le-au proiectat și, bineînțeles, care își doresc să îndepărteze
triggerii stagnanți din viața lor, persoanele de tip vampiri energetici, persoanele care se hrănesc cu energia lor, persoanele care au tendința să atace energetic tot ceea ce mișcă și mai mult decât atât, în momentul în care constatați că viața voastră a ajuns într-un punct în care este nevoie de o schimbare, tabăra șamanul din tine, descoperă șamanul din tine, este o alternativă pentru ca viața voastră să se întoarcă într-o formă magică în favoarea voastră. Dar asta este ceea ce fac eu pe parcursul lunii august. Nu este neapărat nevoie să faceți ceea ce fac eu sau dacă simțiți nevoia să fiți alături de mine, mai avem câteva locuri în această tabără și vă invit cu mare drag să fiți alături, deși unele dintre persoane m-au întrebat cum ajung eu tocmai până la Boziorul. Vreau să vă spun că tot ceea ce înseamnă parte de logistică este asigurată de noi, inclusiv partea de cazare, masă, transport și tot ceea ce implică lucrurile astea. Am făcut în așa fel încât în momentul în care ajungeți în mâinile mele, într-adevăr să vă puteți deconecta de tot ceea ce v-a sub de energie până la momentul respectiv și să puteți fi cu totul în setarea mentală a prezentului, maximizând ceea ce eu urmează să vă ofer acolo ca și tehnici, ca și implicare și nu numai eu, ci și mentorii noștri divini, ci și locurile sacre pe care urmează să le experimentăm. Urmează să mergem în niște vorte texturi cu totul și cu totul deosebite, acolo de unde lumea s-a creat, acolo de unde am avut primii nefilimi, vorbim de îngerii care au coborât pe pământ și vorbim despre niște locuri în care, într-adevăr, energia este una fantastică. Dar toate lucrurile astea și toate locurile astea minunate, bineînțeles, le puteți descoperi împreună cu mine, care sunt călăuza voastră de lumină, dar le puteți descoperi și singuri în condițiile în care considerați că nu aveți nevoie neapărat de îndrumarea mea. Puteți să mergeți și să vedeți cum stau lucrurile acolo, deși sunt convinsă că în momentul în care veți ajunge acolo, mă veți întreba așa cum s-a mai întâmplat și în anii anteriori, dar eu unde trebuie să ajung, dar ce trebuie să fac, dar cum descoper lucrurile de care ne-ai povestit. Bineînțeles că și această cunoaștere este una valoroasă și în momentul în care veți fi împreună cu mine în această tabără, veți beneficia de toată această cunoaștere și mult mai mult decât atât, pentru că în călătoriile cu mine nu sunteți însoțiți numai de prezența mea fizică și de cunoașterea mea, suntem însoțiți implicit de mentorii noștri divini, de ființele de lumină care au binecuvântat călătoria respectivă și de îngerii noștri protectori, cei care ne deschid drumul și ne arată acolo unde trebuie să ajungem la momentul cel mai potrivit pentru noi, cu experiențele cele mai alese. Toate lucrurile astea le putem face împreună pe parcursul lunii august și am ales această lună august tocmai pentru că și pentru mine, deși sunt o nativă în zodia oii, așa cum vom vedea imediat, pentru că vom trece la previziunile lunii august, pentru nativii din oaie lucrurile sunt un pic mai dificile, având în vedere că pe parcursul anului 2019 beneficiem de steaua 5 în permanență și pentru cei care au învățat deja să schimbe conotația stelei 5 în luna august se vor perfecționa și mai tare în schimbarea conotației energetice a stelei 5 pentru că urmează provocarea de tip sănătate respectiv steaua 2. Dacă combinația stelei 5 cu steaua 2 este una deosebit de periculoasă, în condițiile acestea, nativii din oaie, într-adevăr, vor trebui să fie cu arma la picior și să se dedice întru totul aspectelor de spiritualitate și de întoarcere către putere interioară. Dar pentru că tot am început previziunile, haideți să vedem ce ne așteaptă pe parcursul lunii august și începem, bineînțeles, cu centrul casei, pentru că așa cum v-am învățat deja la începutul fiecărei luni, nu avem numai previziunile zodiacale, ci vorbim și despre
conotațiile efective ale amplasării remediilor în casă, pentru că este foarte important ca voi să înțelegeți că în momentul în care ne eficientizăm viața din punct de vedere Feng Shui, nu o facem numai cu noi, ci o facem și în raport cu casa noastră și cu oamenii cu care interacționăm și cu universul și cu tot ceea ce este de jur împrejurul nostru. Așadar, vorbim despre centrul casei, vorbim despre sectorul care se află la intersecția celor două perpendiculare care reunesc structura parametrică a casei și vorbim despre intersecția stelei 5 cu steaua 8, care, după cum știm, steaua 8 este steaua de prosperitate divină, iar steaua 5 este steaua dezastrelor, așadar trebuie să fim atenți la pierderile materiale pe care ni le poate aduce energia stelei 5 pe parcursul lunii august și ca să putem schimba conotația stelei 5, ceea ce vă recomand este ca orice câștigați pe parcursul lunii august să dăruiți din câștigurile voastre un minim de 10%, este vorba despre zecioala despre care ne vorbește și Biblia, pentru că momentul în care dăruiți, implicit schimbați conotația energiei dezastrelor în favoarea voastră și din negru el devine alb cu un punctuleț micuț negru, pentru că știm foarte bine că această energie a polarităților poate fi inversată oricând. Bineînțeles că primul pas pe care avem nevoie să-l facem pentru a schimba această conotație este intenția și chiar dacă avem această stea 5 și telefoanele mele au început să sune. Ce mă fac, Georgia, că uite, am steaua asta care luna august, ce mă fac? Pierd, fac, drag și așa mai departe. Nu este nevoie să disperăm. Nu este nevoie să intrăm în panică, pentru că exact asta își dorește energia negativă, să ne panicăm, să ne frustrăm, să ne angoasăm. Toate aceste sentimente sunt apanajul fricii și așa cum v-am învățat până în momentul de față, frica este nevoie să fie transformată în energia iubirii ca momentul în care transformăm această energie să ne putem bucura de tot ceea ce ni se întâmplă în viață, fie că este cu aspect pozitiv sau mai puțin pozitiv, este tot evoluția noastră și este tot viața noastră și avem nevoie să ne bucurăm de tot ceea ce trăim. Așadar, schimbând conștient intenția stelei 5 și puteți și spune, schimb conotația vibrațională a stelei 5 dintr-o conotație negativă, într-o conotație pozitivă în favoarea mea, pentru mine și pentru toată familia mea. În momentul în care facem lucrul ăsta, deja să știți că toată energia lunii august se schimbă și veți putea beneficia de niște surprize fantastice pe care tot steaua 5 să vi le aducă. Dar, pentru asta, ce putem face? Iată că v-am adus nodul mistic tibetan, pe care îl veți amplasa pe structura centrului casei, împreună cu numele vostru, împreună cu numele familiei voastre. Este foarte important să amplasați un remediu de metal, da, pentru că steaua 5 este o stea de pământ. Deși acest remediu de metal va afecta într-o oarecare măsură și energia stelei 8, pentru că și steaua 8 este stea de pământ, cu toate acestea, este mult mai bine să ne bucurăm de susținere divină amplasând în cutiuța nodului mistic tibetan numele nostru sau numele familiei noastre. Energia nodului mistic tibetan, după cum știm, protejează întreaga structură a familiei și reușește să ne energizeze astfel încât să ne țină departe de efectele negative ale unor posibile surprize mai puțin plăcute. Și pentru că mai avem doar puțin până la pauză, vom începe, bineînțeles, cu zodia șobolanului, în contextul în care structura nordului se află, bineînțeles, pe energia șobolanului, pentru că șobolanul în această lună beneficiază de steaua 1, este steaua începuturilor, iar combinația dintre steaua 4 și steaua 1 este una fastă, una foarte bună, una care aduce oportunități și deschideri nativilor din șobolan, dar despre toate astea vom vorbi după o scurtă pauză. Revenim după pauză. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. Pentru ochi, că am o degenerascență maculară și de când îl pun aici, în frunte, îl leg și dorm așa cu el până dimineața. Și eu n-am mai luat medicamente pentru ochi. Pentru noi, torsorul a fost de ajutor în probleme
de nevroze, nervi, deci stare. Ne-a calmat, să zic așa, ne-a liniștit somnul, ne-a muscular. Poate și în privind, da, cu inima, cu tensiunea, am observat îmbunătățiri. Am redus destul de mult din medicația alopată. Folosind torserul, mi s-a ameliorat durerile, cel puțin la coloană, pe care așa, și glicemia mi-a scăzut destul de mult, somnul mi s-a îmbunătățit foarte mult, e ca un somnifer acest torser, l-așez cu partea pe care scrie torser către piele. De obicei îl țin la spate, la coloană, acolo am probleme mai deosebite. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. Portă timpul la mine și noaptea îl pun sub pernă. Nu mă mai pot despărți de el. Înainte făceam foarte mari crize noaptea de inimă. Trebuia să plec la spital. E, acum, adică n-am torserul, n-am mai fost la urgență, niciodată. Deci eu vă sfătuiesc pentru orice problemă de acest tip. Un torser este un bun la casa omului. Așa cum vă spuneam, am revenit cu nativii din Șobolan și cu sectorul nordic. Așadar, pe sectorul nordic, în structura lunii august, se află conjuncția stelară 4 și 1. Vorbim despre steaua 4, steaua perioadei, și steaua 1, steaua lunii, care aduc o creștere extraordinară și oportunități academice fantastice, dar avem un exces de apă care s-ar putea, dorind să creștem energia carierei, să la un moment dat să genereze trădări. Și vorbim despre trădările în viața personală, vorbim despre dezamăgiri de tip trădări familiale, și în contextul acesta ne dorim totuși să păstrăm echilibrul, să păstrăm energia benefică a familiei noastre, și în luna august ne vom folosi mai puțin de energia apei, în schimb ne vom folosi de energia metalului. De aceea, în momentul în care ne folosim de această energie, iată, vă recomand acest remediu care reprezintă energia peștilor de abundență, care reușesc, este unul dintre simbolurile stindarde pe stindardul tibetan, da, dintre cele 8 simboluri tibetane de putere, iată cei doi pești în flux de armonie, care aduc energia bogăției și a prosperității, a evoluției, și momentul în care am plasat acest remediu pe sectorul nordic, bineînțeles că și energia șobolanului va fi mult potențată. În altă ordine de idei, pentru nativii din Șobolan, vă recomand brățara de succes, care este brățara cu cei doi elefanți albi, cu steaua nordului și cu cele 3 semințe de rudrașcă. Sper că se pot vedea elefanții, ei sunt cu trompa în sus, da, vedem că aduc energia succesului și a abundenței, și bineînțeles steaua nordului, care înăuntru are chiar un cristal de opal împreună cu pietre de haolit. Pietrele de haolit dețin controlul comunicării cu divinitatea și ne ajută să ne punem în acele situații în care totul să se aștearnă în favoarea noastră foarte, foarte ușor. Mergem mai departe și vorbim despre sectorul de nord-est. Sectorul de nord-est este un sector potențat de energia stelei 8, unde se află nativii din bivol și nativii din tigru. Luându-i pe rând, nativii din bivol vor avea o perioadă benefică în luna august, fiind potențați la maxima lor valoare, conștientizând că au un spate foarte lat și pot duce foarte multe responsabilități, și în sensul acesta le recomandăm să se
ancoreze în structura energetică a lui Guru Rinpoche, care vine cu această amuletă deosebită de forță, de putere și de dedicare asupra planurilor de viitor. Deci luna august pentru nativii din Bivol este o lună foarte bună, o lună de evoluție și o lună de creștere personală. În schimb, pentru nativii din Tigru, despre care v-am spus încă de luna trecută că s-ar putea să fie oarecum într-o perspectivă mai puțin benefică, știm că nativii din Tigru în luna august vor trebui să aibă mare, mare grijă cu aspectele de sănătate. Sănătatea pentru Tigru este foarte importantă pentru că toată structura energetică a nativilor din Tigru vine din familie și în momentul în care ei au o sănătate șubrezită și familia se va șubrezi. Drept pentru care vă recomand ca aceste demersuri pe care le faceți pentru îndepărtarea energiilor bolii din luna august să fie ancorate în plăcerile voastre, adică să puteți să vă bucurați de o vacanță, să vă bucurați de soare, de munte, de apă, de mare, de nu contează ce, important este să vă bucurați și să constatați că într-adevăr orice fel de boală o țineți departe cu cât vă țineți mai departe de gândurile negative. În sensul acesta, pentru îndepărtarea bolilor, vă recomand amuleta cu Garuda. Este o amuletă de putere și forță care vine să îndepărteze prin structura energetică a Garudei, da, care este un zeu ce îndepărtează, ține în ghiare, ține energia bolii, împreună cu ideograma sănătății. Este o ideogramă care aduce structura îndepărtării bolilor și orice fel de promiscuitate în viața noastră. În ceea ce privește acest sector, îl puteți potența foarte, foarte bine, de asemenea folosindu-vă de energiile înconjurătoare, dar de această dată fiind exces de pământ pe acest sector, pentru că știm că sectorul de nord-est este sectorul de educație și este un sector de pământ care pe tot parcursul anului 2019 beneficiază de steaua 2, care stea 2 ne aduce destul de multe tensiuni de sănătate și destul de multă supra-solicitare, iată că pe parcursul lunii august multiplicarea banilor poate fi apanajul sectorului de nord-est, dar în condițiile în care ne putem bucura de ceea ce facem, va trebui totuși să ne potențăm energia sănătății. În sensul acesta, pentru potențarea energiei sănătății, ceea ce vă recomand sunt cele două uluri pe care le puteți pune la capul patului. Sunt ulurile inscripționate cu ideogramele de sănătate, iată, le sunt și foarte frumoase și foarte puternice. Amplasate la capul patului, veți constata că ele au efect de a îndepărta orice fel de energie de boală și mai mult decât atât, în a vă relaxa și a vă da o stare de liniște și pace interioară pe parcursul perioadei voastre de odihnă. Mergem mai departe și vorbim despre sectorul de est. Sectorul de est este un sector relativ bun pe anul 2019, dar pe parcursul perioadei lunii august, acest sector de est este afectat de influența stelei 3, care este o stea de discordie, este o stea de bârfe, o stea a răutăților, a invidiilor și a pierderilor materiale în condițiile în care intrați în această energie a discordiei. Știm că steaua 6 este steaua norocului divin, este o stea de metal care, interacționând cu energia stelei 3, care este o stea de lemn, reușește să îi stompeze într-o oarecare măsură energia invidiilor, dar ea, steaua 3, aflându-se totuși pe un sector de lemn, pentru că sectorul estic este un sector de lemn, va degenera într-o formă de dezvoltare lentă, vi se vor părea că toate lucrurile se mișcă cu încetinitorul, iar toate aceste aspecte sunt valabile nu numai pentru nativii din Iepure care se află pe sectorul de est, dar și pentru aceia care au biroul pe sectorul de est sau orientarea casei pe sectorul de est.
În ceea ce privește nativii din iepure, aceștia vor trebui să se înarmeze cu multă răbdare pe parcursul lunii august. Dacă vor putea pleca în vacanță pe toată luna august, va fi foarte bine, fără să se uite stânga-dreapta, fără să bage prea multă lume în seamă. Focalizați-vă pe ceea ce este important pentru voi, dedicați-vă binele vostru interior familiei și în momentul în care veți face lucrul ăsta, veți constata că veți fi scutiți de orice fel de invidie, de orice fel de bârfă și de orice fel de implicație cu conotație negativă. În sensul acesta, ceea ce vă recomand este amuleta cu Buddha Amitava. Este o amuletă cu Buddha al compasiunii, este acel Buddha roșu și este foarte, foarte binevenit să o purtați pe parcursul lunii august și nu numai, pentru că acest Buddha de foc îndepărtează energia discordiilor. Știm că energia discordiilor este element lemn și, după cum știm, iată că acest Buddha vine cu energia focului, adică îndepărtează energia lemnului, îndepărtează energia discordiilor și vă oferă compasiune, vă oferă liniște, pace și armonie interioară. Mergem mai departe și vorbim despre sectorul de sud-est. Sectorul de sud-est, pe sectorul de sud-est, respectiv sud-est 1 și sud-est 3, vorbim despre nativii din dragon și respectiv dragonii și respectiv zodia șarpelui. Era să zic dragonii din șarpe. Se mai întâmplă atunci când vorbești liber, ești supus greșelilor umane, dar voi știți foarte bine că eu aici previziunile le fac în mod special pentru aceia care înțeleg atât cu inima cât și cu sufletul, pentru că tot ceea ce vă recomand de foarte multe ori se întâmplă a Ievea și de foarte multe ori îmi scrieți pe Facebook mulțumindu-mi că v-am pus în gardă vis-a-vis de unele dintre aspectele mai puțin pozitive ale vieții voastre, așa că mă înțelegeți și vă mulțumesc. Revenind la sectorul de sud-est, pentru că știu că vă interesează acest sector, este sectorul prosperității și cu toții suntem pasionați de ce urmează să câștigăm pe parcursul lunii august, ei bine, sectorul de sud-est este un sector în care beneficiem de influența stelei 4 pe luna august, este o stea de iubire necondiționată care aduce inclusiv energia evoluției academice. Dar, cu toate acestea, în combinație cu energia stelei 7, ea poate degenera în înșelări de tip partenerial. În condițiile în care sunteți într-o relație de lungă durată, aveți mare grijă ca partenerul vostru să fie fidel, să-și păstreze verticalitatea în ceea ce privește dedicarea în viața voastră și asta nu înseamnă că trebuie să ne ancorăm în frici de genul aoleu ce mă fac, mă înșală, mă nu mă înșală, mă iubește, nu mă iubește. Este valabil atât pentru bărbați cât și pentru femei, pentru că steaua 7 este o stea de metal care bineînțeles influențează în mod negativ, steaua 4 care este o stea de lemn, vom potența energia iubirii necondiționate într-o manieră cât se poate de dedicată, respectiv ne vom pune la dispoziția Universului pentru a primi și vă spuneam că luna august este o lună bună să primiți. Dacă în fiecare zi spuneți primesc, primesc, primesc energia Universului care să-mi aducă iubire necondiționată și oamenii care să mă iubească așa cum sunt, în trup, minte și suflet, veți vedea că într-adevăr lucrurile se aștern în favoarea voastră așa cum voi ați gândit. În ceea ce privește cele două zodii, vorbim mai întâi de energia dragonului. Dragonii în perioada lunii august vor avea o perioadă relativ bună, vor avea o perioadă în care lucrurile se vor așterne. Chiar dacă începuturile lunii sunt un pic mai dificile, se vor așterne până la final în favoarea lor, doar că au nevoie să facă alianțe puternice cu mentorii lor divini. Asta înseamnă că de fiecare dată când întâmpinați o greutate, nu încercați voi să o rezolvați, ci cereți ajutor. Aveți îngeri, aveți arhanghel, aveți sfinți, aveți energia lui Dumnezeu, aveți energia Trinității Sacre, aveți energia lui Buddha, aveți energia tuturor ființelor de lumină și a maestrilor înălțați. Toate astea ni se dau pentru a le folosi, nu ni se dau pentru a ne simți singuri, pentru că niciodată nu suntem singuri și în contextul în care veți ști cum să folosiți energia ființelor de lumină și dacă nu știți îmi puteți scrie pe Facebook pentru că vă pot oferi câteva trucuri pe care le puteți folosi astfel încât limbajul inimii să-l puteți potența pentru că aceste ființe de lumină să vă audă.
În momentul în care veți face lucrul ăsta, toate aspectele pe care le doriți finalizate se vor așeza exact așa cum doriți. În sensul acesta, ceea ce vă recomand este amuleta cu evantai. Este o amuletă foarte, foarte puternică ce îndepărtează energia agresivităților, îndepărtează invidiile, ea este cu toate cele 7 pene de păuni, iar pe partea cealaltă vedem că beneficiem de o oglindă, deci este și o amuletă de tip oglindă care reflectă în afara existenței și în afara vieții voastre, din punct de vedere energetic, tot ceea ce voi nu aveți nevoie. Vă recomand să o folosiți cu încredere. Ea se folosește învârtind-o de 21 de ori în sens invers a celor de ceasornic și cu intenția, bineînțeles, de a îndepărta orice fel de energie de pierdere, înșelătorie sau agresivitate. În ceea ce privește nativii din șarpe, aceștia nu o duc tocmai atât de rău. Ei vor obține niște oportunități de evoluție academică, ceea ce ne bucură foarte tare, având în vedere că știm foarte bine că lor le place în mod special să citească și să descopere lucrurile din interiorul lor. În sensul acesta, pentru nativii din șarpe se vor manifesta câteva provocări de genul: nu vrei să devii profesorul meu? Răspunsul va fi, bineînțeles, favorabil, pentru că este benefic pentru voi să vă multiplicați cunoștințele și să le dăruiți și altora, și de aceea ceea ce vă recomand este brățara de dragoste, pe care o știm deja foarte, foarte bine, cu cristale de citrin, care multiplică energia iubirii necondiționate cu simbolul dublei fericiri și cu energia bogăției. Mergem mai departe și vorbim despre sectorul sudic. Ei bine, de aici lucrurile sunt un pic mai dificile, având în vedere că sectorul sudic, deși nativii din cal au avut o perioadă destul de dificilă, această perioadă dificilă se multiplică, având în vedere că structura stelei 3 intră în corelație cu structura stelei 9, care stea 9 multiplică, după cum știm, tot ceea ce este benefic și tot ceea ce este mai puțin benefic în egală măsură. Vorbim aici de conotațiile yin-yang, vorbim de echilibru de care avem nevoie pentru a gestiona o viață armonioasă, și în acest sens le recomand ca nativilor din cal să se ancoreze în lucruri benefice în viața lor, să mediteze zilnic cel puțin 5 minute pe zi, să îndepărteze orice fel de element de discordie și mai ales să facă alianțe puternice cu persoanele care într-adevăr le pot oferi o situație de stabilitate. În sensul acesta, ceea ce le recomand nativilor din cal este brățara cu toate cristalele inscripționate cu mantra Om Mani Padme Hum, pentru că această mantra Om Mani Padme Hum este o mantră care ne dă suflu vital, este o mantră care ne ajută să renaștem și mai mult decât atât, structura cristalelor din ochi de tigru reprezintă acea energie care îndepărtează multiplicarea efectelor negative din viața noastră și ne corelează cu efectele pozitive pe care urmează să le trăim. Și am ajuns la sectorul de sud-vest, un sector al casei în care ne vom folosi obligatoriu de pagoda celor 5 elemente. Vă mai aduceți aminte de această pagodă care îndepărtează energia dezastrelor? De această dată, dacă nu ați folosit-o până acum, este absolut obligatoriu și subliniez, este obligatoriu să vă folosiți de pagoda celor 5 elemente, în care veți încuia energia pământului. După cum știm, în această pagodă se încuie această energie și am să-i rog pe colegii mei să focuseze asupra acestei pagode pentru a putea vizualiza ideogramele pe care le regăsim pe pagoda celor 5 elemente, da, vedem că aceste ideograme sunt în mod special alese, vorbim despre ideograma împământării, ideograma sănătății și a armoniei universului, care ne aduc tot ceea ce înseamnă îndepărtarea energiei dezastrelor. Avem nevoie de îndepărtarea acestei energii pentru că în sectorul de sud-vest avem combinația fatidică steaua 5 cu steaua 2, care aduc nu numai pierderi de toate felurile, dar șubrezesc inclusiv sănătatea și mai mult decât atât, acolo unde există vulnerabilități, ne trezim în fundul gol sau în pielea goală.
În momentul în care suntem surprinși de această energie negativă, de obicei acționăm în panică. De aceea vă recomand să acționăm de dinainte, da, iată că luna se va schimba în câteva zile, energia lunii se va schimba în câteva zile și acesta este motivul pentru care m-am hotărât chiar astăzi să vă povestesc despre cum putem modifica această energie. Foarte important pentru casele care au orientarea pe sud-vest, vă rog, faceți-vă o curățare profundă a casei voastre, aveți salvie, aveți bol tibetan, aveți bețișoare de binecuvântare, aveți psalmi, aveți mantre, aveți maestri spirituali care vă pot ajuta sau vă pot curăța casa. Puteți să vă folosiți de tot ceea ce înseamnă aceste elemente pentru a îndepărta orice fel de energie negativă. Și mai mult decât atât, ceea ce este cel mai important de îndepărtat, vorbim despre energia fricilor, care frici nu fac altceva decât să ne atragă și mai mult energia dezastrelor. Cele două zodii care se află pe acest sector sunt zodia Oi și respectiv Maimuța. În ceea ce privește nativii din Oaie, așa cum vă spuneam, ei vor trebui să-și iau o oarecare pauză pentru că există o supra-solicitare venită din luna anterioară care pe fondul acestei luni se va acutiza în condițiile în care nativii din Oaie nu își vor respecta necesitățile fizice, respectiv odihnă minim regim alimentar care să poată să vă dea o stare de bine interioară și în sensul acesta pentru nativii din Oaie le recomandăm pagoda celor 5 elemente. Iată aici pagoda celor 5 elemente pentru că vorbim despre o perioadă oarecum provocatoare pentru nativii din Oaie și în sensul acesta ar fi bine să ne protejăm cât se poate de bine. În ceea ce privește nativii din Maimuța, aceștia nu sunt chiar atât de rău influențați de modificarea stelei 5, deși steaua 5 nu este cea mai fericită dintre toate, nativii din Maimuță se pot însoți de inelul cu tara verde și o să vedem cum acest inel se activează învârtind simbolurile și mantra Om Tare Tu Tare Soha pe care o regăsim pe acest inel în sensul acelor de ceasornic, tocmai pentru a minimaliza efectele negative pe care le poate aduce influența conjuncției dintre steaua 5 și 2. Și am ajuns la nativii din Cocoș. Așa cum vă spuneam, nativii din Cocoș sunt pe val în continuare. Din păcate, în structura energetică vibrațională a lunii august ne intersectăm cu steaua 7 care aduce agresivitate, dar prosperitatea este în continuare multiplicată pentru nativii din Cocoș, însă competiția devine una acerbă. În sensul acesta vreau să vă rog să vă îndepărtați de orice fel de energie de competitivitate pentru că voi sunteți unici, sunteți minunați și tot ceea ce faceți este extraordinar. Așa că, constatând această energie a unicității voastre, vă puteți însoți de pepita de multiplicare a banilor pe care o veți pune pe sectorul de vest, da, pentru că această pepită vine cu energia banilor, energia financiară și energia structurii de creștere patrimonială și momentul în care o puneți pe structura sectorului de vest, veți constata cum inclusiv competitivitatea va scădea într-o manieră cât se poate de benefică. Și am ajuns la ultimul sector, vorbim despre sectorul de nord-vest, sectorul mentorilor, care de altfel este și cel mai bun sector pe parcursul lunii august. Intersecția dintre steaua 9 și steaua 6 face ca această conjuncție să aducă noroc divin multiplicat, de aceea ambele zodii, inclusiv nativii din câine, inclusiv nativii din porc, vor a beneficia de oportunități deosebit de bune, cu condiția să învețe să aleagă. În sensul acesta, nativilor din câine le recomandăm să poarte brățara cu toate cele 5 tare, vorbim de tara verde, tara albă, tara roșie, tara
albastră și tara galbenă, da, toate cele cinci tare care îndepărtează energia obstacolelor și multiplică energia dorințelor manifestate, adică toate visele voastre pot deveni realitate pe parcursul lunii august, cu condiția să credeți în totalitate că ceea ce vă oferă universul este în favoarea voastră. În ceea ce privește nativii din porc, și aceștia au o perioadă foarte, foarte bună și în sensul acesta vă recomand să purtați amuleta cu toate cele 8 simboluri tibetane. Vorbim despre simbolurile tibetane care sunt însoțite de ideograma divinității și care ideogramă potențează oportunitățile pe care nativii din porc le pot avea în condițiile în care aceștia își aleg oameni de încredere cu care pot dezvolta într-adevăr lucruri pe termen lung. Vorbim de o perioadă foarte bună pentru nativii din porc, vorbim despre recunoașterea meritelor lor, vorbim despre susținerea mentorilor divini în ceea ce privește implicarea voastră în viața spirituală. Acestea au fost previziunile pentru luna august, deși previziunile, așa cum v-am spus, nu sunt unele dintre cele mai fericite. Cu toate acestea, este foarte important să înțelegeți că echilibrul dintre forțele yin și yang, dintre bine și rău, dintre lumină și întuneric, dintre soare și lună, dintre rece și cald, există în continuare și subliniez, conotația negativă a stelei 5 poate fi oricând inversată într-o conotație pozitivă, ea fiind și steaua împăratului, putând să se întoarcă în favoarea voastră, schimbându-vă tot ceea ce până în momentul de față a fost sub o influență mai puțin fastă, într-o influență cu totul și cu totul benefică pentru voi. Importante sunt trei aspecte și acestea le reiterez pentru că e foarte important să le țineți minte. În primul și în primul rând avem o intenție pozitivă, în al doilea rând avem o solicitare care să se facă către univers și care să fie acceptată cu susținere divină și în al treilea rând avem acțiunea noastră care demarează tot ceea ce noi ne dorim și bineînțeles ulterior materializează împreună cu universul exact lucrurile pe care noi dorim să le vedem palpabile în viața noastră de zi cu zi. Sper că lecția pe care am parcurs-o astăzi să vă fie de folos, pentru că de mult îmi doream să vorbesc despre steaua 5. Este o stea capricioasă, dar toate capriciile ei se pot transforma în beneficiile noastre, așa că sper ca voi să aplicați ceea ce ați învățat și să beneficiați de multiplicarea lucrurilor pozitive în viața voastră pe parcursul lunii august. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și vă urez ca viața voastră să fie feng shui. Totul este feng shui. Astăzi avem invitat special, așa cum ne-a promis, domnul dr. Menci, cunoscut de toată lumea, Victor, prietenul nostru. Bună seara! Și dezbatem un lucru extraordinar de important și, din păcate, grav pentru noi și mai ales pentru populația tânără, da? Iată ce spune un studiu ONU recent realizat. Poluarea din aer ucide mai mulți oameni decât fumatul. Uniunea Europeană a realizat chiar în 2018 un raport, numărul 23 din 2018, despre poluarea atmosferică și sănătatea noastră. Spune așa, poluarea atmosferică are consecințe, vă citesc doar începutul, consecințe grave asupra sănătății cetățenilor europeni. În fiecare an, deci anual, au loc în jur de 400.000 de decese premature din cauza concentrațiilor excesive ale poluanților atmosferici. Și o să spuneți, Uniunea Europeană e destul de mare, poate la noi lucrurile stau mai bine sau așa? Dragi prieteni, câți oameni credeți că mor în fiecare an în România?
un oraș în fiecare an. Este studiu realizat de Organizația Mondială a Sănătății care arată că aerul poluat din România omoară 24.000 de români în fiecare an. Incredibil. Cum este posibil? Ce ne puteți spune? Ce conține acest aer poluat și de ce? Și mai ales ceva surprinzător, pentru că în rapoartele acestea, ținând de orașele noastre, că toată lumea spune, doamne, la oraș e foarte mare poluare. Este și foarte adevărat. Și toată lumea spunea, Bucureștiul e primul loc. Așa a fost. Deja Iașu, Clujul, Brașovul. Brașovul, exact. În creierii munților, unde te duci și speri la mai bine, să respiri aer mai curat. Este deasupra poluării din București, deși noi, dacă ne ducem în centru la universitate și citim toate datele de acolo, noi vedem că sunt de 5-7 ori mai mare decât orice reglementare... Decât limitele maxime admise. Limitele maxime admise. Domnul doctor, ajutați-ne să înțelegem ce se petrece și ce putem să facem. Să nu uităm că noi avem trei mari categorii, să le spunem, de hrană. Aerul reprezintă cea mai mare pondere din hrana noastră zilnică, aproximativ 12 până la 15 metri cub de aer, care înglobează în ei și circa 200 de mililitri de apă, adică un pahar de apă. Foarte important ce a spus și o să revenim la ideea cu apa din aer, ținând de șansa noastră de a purifica pe trei nivele tot ce avem. Aerul, să-l purificăm pe trei nivele, fizic, energetic și informațional. Apa în sine să o purificăm pe trei nivele din tot ce bem și alimentele să purificăm pe trei nivele. Vă rog frumos! Și să continuăm. De ce este atât de important aerul? Pentru că organismul preia oxigenul din aer. Oxigenul din aer care susține viața. În sensul în care, fără oxigen, metabolismul nostru anaerob la nivelul mitocondriilor reușește să transforme mâncarea cealaltă, a treia categorie, o să vedeți de ce îi spun a treia categorie de hrană, deci alimentele cunoscute, solide sau lichide, deci reușește numai prin metabolismul aerob la nivelul mitocondriei să elibereze energia de care corpul nostru are nevoie și să o stocheze sub forma unei molecule macroergice, se cheamă adenozin trifosforic, ATP. Poate că mulți au și auzit de acest un ATP. Moment să punctăm, să fie foarte clar. Toată lumea își dorește să fie mai lucidă, cu putere mai mare de muncă, cu putere de concentrare mai mare, sau oamenii care muncesc într-un domeniu fizic să aibă forță mai mare. Cuvântul acesta, mitocondrii, ascunde șansa noastră ca să funcționăm optim, da? Apropo de siluetă sau nu, apropo de energie, de putere, da, de concentrare, tot ce înseamnă energie, tot ce vă puteți dori, omenește ca să aveți energie. Și o să avem o surpriză asupra, nu numai asupra problemelor, asupra metabolismului, asupra energiilor și asupra mitocondriilor pentru dumneavoastră. Majoritatea bolilor, în special bolile tumorale, sunt generate de disfuncții mitocondriale. Sunt boli mitocondriale. Și ar trebui să conștientizăm faptul că în aer și în apa care se găsește în aer, în cazul poluării, se găsesc particule de dimensiuni foarte mici, la nivelul nanometrilor și al micronilor. Un micron înseamnă a mea parte dintr-un milimetru. Și aceste particule, cele care sunt mai mari, să le spunem 25 de microni, afectează grav celulele plămânului și de aici boli pulmonare, foarte grave. Inclusiv cele care nu se pot transforma într-un eveniment oncologic tumoral.
Iar vorbi de radicali liberi care există în aer prin poluanți și care ne scurtează zilele într-un mod chiar cu neînchipuitor? Bineînțeles, bineînțeles, sigur că sunt foarte multe specii reactive și de oxigen, dar mai ales de la eșapamentele mașinilor se degază specii reactive de azot, de sulf. Și se găsesc particule și mai mici, să spunem de ordinul a 10 microni, care pătrund foarte ușor prin membranele celulelor bronhiolelor, ajung în sânge și practic apar bolile cardiovasculare și cerebrovasculare. Într-o primă fază, toată această inhalație nocivă pentru noi poate fi recunoscută de om obișnuit prin faptul că respiri, dar parcă nu ai oxigen, nu te oxigenezi. Parcă cineva te-ar ține de nas, exact, sau de gură. Da? Doi, efectul unei respirații într-un astfel de mediu la nivel psihic. Da, deci stările emoționale, depresive, incapacități de muncă, confuzii, iritări, dureri de cap, insomnii. Ideația foarte lentă, adică gândirea noastră devine foarte lentă și iată că acest lucru poate avea repercursiuni extrem de grave zi de zi, pentru că noi mai și conducem autoturismele. Aceste noxe practic nu fac altceva decât să ne creeze o lentoare în reflexele noastre. Un reflex cu câteva milisecunde mai lent poate fi chiar bariera sau limita dintre viață și moarte. Unii oameni ar putea considera că doamne, eu n-am mașină, nu conduc sau nu conduc din 24 de ore, conduc o oră sau două. Și în rest îmi petrec nu afară unde e poluare, în casă, în spațiile noastre închise sau la servicii, în spațiile noastre închise, unde în marea majoritate a centrelor acestea de business, da, nu poți să deschizi ferestre și oamenii zic, las că e bine, am văzut ce poluare e afară, e bine așa înăuntru. Înăuntru scăpăm noi de toți acești radicali liberi și de toate emanațiile, de la mobilier, de la toate plasticele, mochete, vestimentația noastră care conține plastice, da? În compoziție, lucru cu electromagnetism care schimbă ionizarea din minus, da, în plus, dă o ion pozitiv. Da. Ion pozitiv care dă o hiperactivare și pe urmă o obosire. Deci toate acestea, plasticele din textile, plasticele din mochete, vopselele pe care le avem pe pereți, sintetice, toate materialele, orice din înăuntru, draperie, mobilier, toate plasticele care ne-au ușurat nouă viața, toate emană ioni plus. Ce înseamnă un dezechilibru? Că și din China antică, yin-yang-ul și, bineînțeles, și în partea indiană, trebuia să fie într-un echilibru. Orice dezechilibru genera boală. Ce înseamnă acest dezechilibru? Că e plus, 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 hiperexcitație, oboseală, surmenaj, nerv, stres și așa mai departe. Deci, ne putem noi simți în deplină siguranță în încăperile în care petrecem? Cât să spunem că petrecem? Între 70 și 90% din timpul din iar unei până zile? 90% să spunem. Pentru că te duci la servici și șezi la servici. Noi chiar și aici, vi s-a mai spus și de alți prieteni, invitați, cei care țin emisiune, studioul este larg, dar este închis. Chiar nu se poate deschide nicio fereastră și chiar ați putut să urmăriți de-a lungul experimentelor pe care le-am avut exprimările invitațiilor noștri vis-a-vis de faptul că au venit obosiți și noi am făcut experimentul de purificare apă, aer, alimente și la final erau proaspeți ca și cum ar fi tras un pui bun de somn, energizați, deci foarte, foarte important. Deci casele noastre, apropo de naveta spațială pe care, de stația orbitală pe care s-a inventat, imunocubul,
soluția la extraordinară la tot ce înseamnă apă, aer și alimente poluate din zilele noastre, casele noastre sunt un fel de incinte, niște o stație spațială în care ne petrecem timp. Ar trebui să amintim și un fapt mai puțin cunoscut. Atunci când casa nu este izolată, mai ales la etajele inferioare, pot apărea și radionucliți de radon, radioactivi. Deci, sau din anumite materiale, pe care ele însele generează acești radionucliți de tipul radonului. Dar stăm prea mult în casă, dar pierdem foarte mult timp și în mașină, în abitaclul mașinii. Dacă deschidem geamul, sigur vin noxele de afară. Dacă nu îl deschidem, plasticele din mașină, mai ales în vreme caniculară, generează de multe ori, nu, ceea ce nouă ne place, mirosul de mașină nouă. Mirosul de mașină nouă este un miros toxic. Exact. Este un miros care generează, da, boli extrem de grave, așa cum am spus. Și atenție aici, mulți oameni se bucură de mirosul de mobilă nouă. Reiau ideea cu mobila. Vă rog să ne spuneți ce probleme grave sunt în casă în momentul în care un om este stresat, are, știți că stresul știe toată lumea, slăbește imunitatea. Și îți iei un mobilier nou de care să te bucuri. Sau dacă ai un copilaș mic, ce se întâmplă în casă? Mai ales în mobilele vechi, dar mă rog, și astăzi nu se prea folosește lemnul masiv, ci se folosesc niște conglomerate. Ce au în compoziție? Aceste adezive care se folosesc pentru obținerea materialului pentru mobile conțin formaldehidă, cancerigenă. De-a dreptul. În Germania, de mulți ani, s-a scos din toate spațiile publice, din toate școlile, mobila care era realizată cu formaldehidă. Și iată că la noi încă se folosește asbestul. Uneori casele sunt învelite cu un material care conține asbest. Problema mare este că toate acestea nu produc efecte imediate, dar ele se acumulează de-a lungul vieții și cu alți factori care se găsesc în apă, care se găsesc în alimente, da, cu stresul, cu poluarea electromagnetică, să nu uităm, cu poluarea electromagnetică. Chiar nu, acum se vorbește nu de 5G. Toate acestea, într-un final, se transformă în bolile acestea zise ale civilizației moderne, pe care cu toți le vedem. Începând de la obezitate, să știți că obezitatea are și o cauză în acești poluanți, pentru că mulți dintre ei sunt poluanți like estrogeni, care, practic, stimulează metabolismul pentru ceea ce vedem în jurul nostru, ne permis de mult, copii obezi, tineri obezi, cu riscuri crescute de bolile civilizației moderne și toate celelalte boli cronice. Ei, dacă asta ne afectează încă de când suntem în pântecul mamei, vă dați seama că bolile acestea grave apar la vârste din ce în ce mai tinere. Diabetul de tip 2, care altă dată apărea doar la vârstele înaintate, peste 60 de ani, astăzi este cea mai frecventă formă de diabet, iar diabetul autoimun, insulinodependent, zis juvenil altădată, reprezintă doar 10% din toate cazurile de diabet zaharat de tip 2, care sunt generate de alimentație și de noxele care se găsesc în alimente. Și iată că avem, cum spuneam, trei categorii de hrană. Avem aerul, nu conștientizăm lucrul ăsta, fără aer nu putem trăi mai mult de 3 minute. Avem apa, fără apă, să zicem așa, în medie, 2 litri de lichid de care hidratează, dar în special apa, nu putem trăi mai mult de 3 zile. Și hrana, pe care o cunoaștem, nu? Un kilogram, un kilogram și jumătate, iată și cantitativ cea mai mică, fără ea putem să supraviețuim chiar 30 de zile, 40 de zile. Și toate aceste medii, toate aceste feluri de hrană, astăzi, din păcate, sunt poluate cum n-au mai fost niciodată în istoria omenirii. Asta este realitatea. Deci vorbim de o poluare globală a mediului
extern, pentru că mâncarea este mediu extern, aerul, da, la fel, apa, și de o poluare endogenă internă, generată de acești radicali liberi, specii reactive de oxigen, de sulf, de azot, și care sunt cauza bolilor acestora. Ați văzut și dumneavoastră, în România, în fiecare an, un oraș mediu dispare, numai din cauza, nu, poluării aerului. Nu mai vorbim că peste aceasta se cumulează și moartea care vine din poluarea apei, moartea care vine din poluarea alimentelor, moartea care vine din poluarea fotonică, moartea care vine din poluarea electromagnetică, cu câmpuri electromagnetice artificiale. De fapt, ce s-a întâmplat? Noi am ajuns să locuim în mini-stații spațiale, complet izolate, cu materiale sintetice, care emană diferite substanțe toxice, dar problema la noi este mult mai mare față de stația spațială, care este prevăzută cu mii și mii de sisteme dedicate purificării aerului, apei și alimentelor. Cosmonauții, într-adevăr, ei se află în condiții extrem de grele, extrem de complicate, dar ei au la dispoziție toate aceste sisteme care au fost gândite de oameni de știință ca să limiteze acest impact negativ asupra astronauților. Pe când noi cu dumneavoastră am ajuns să locuim cam în condiții similare, slavă Domnului avem gravitația, dar tot ce ne înconjoară este cam la fel, pe când nu ne beneficiem de toate aceste sisteme de care beneficiază cosmonauții. Și cu ajutorul tehnologiilor noi, datorită cosmonautului domnul Dumitru Prunariu, s-a făcut posibil ca această tehnologie, măcar această tehnologie care purifică aerul în cadrul stației spațiale internaționale, să ajungă să fie disponibilă la noi pe Pământ, sub forma acestui aparat care se numește Imunocube. De fapt, el reprezintă, cum vă spuneam de multe ori, aceeași tehnologie, el urmează același principiu de purificarea care folosește natura pentru a purifica toată planeta noastră. Respectiv, el repetă principiul care este bazat pe descărcări de înaltă frecvență, descărcări electrice, în prezența apei. Apei din aer, din componenta aerului. Ceea ce se întâmplă în natură, în mod firesc, când există furtuna, ploaia torențială, umiditatea aerului este extrem de crescută și apar aceste descărcări electrice care produc reacția fenomenală, reacția dumnezeiască, și anume de formare a ozonului. Acest miros proaspăt după furtună sau după ploaia, acest miros a sănătății, acest miros care se reprezintă aerul activat cu oxigen, plin de oxigen, plin de ioni negativi, care sunt absolut benefice sănătății noastre. Și același aparat, același principiu, repetă Imunocub. Putem folosi acest aparat în casele noastre și putem atenua toate aceste probleme, toate aceste agresiuni care vin peste noi, precum noxe, precum aerul contaminat, apa contaminată și chiar și alimentele contaminate, ceea ce vă prezentam în emisiunile precedente. Și cum spunea domnul profesor, organismul uman conține 70% apă în componenta sa. Și în contextul celor spuse, precum apă se găsește și în aer. Apa este apa care noi cu dumneavoastră bem. Aceeași apă se găsește și în alimente în proporție până la 90%. Ea se găsește și în componenta organismului nostru într-un raport de 70%. Vă rog să ne spuneți mai mult despre această legătură între apa din cele trei categorii de alimente și apa din componenta organismului nostru. Cât de importantă este această apă pentru sănătatea noastră? Și pentru viața noastră, pentru existența noastră. Apa este matricea vieții. Cu alte cuvinte, nu poate exista viață în afara apei. Apa pare a fi un compus chimic foarte simplu. H2O. Exact. Deci doi atomi de hidrogen și unul de oxigen. Dar, în realitate, este cel mai misterios compus din universul acesta. Apa nu se află în mod natural
sub formă de molecule separate, care mai mult sunt niște dipoli. Molecula de apă are un pol pozitiv și un pol negativ, ci se află sub formă de cluster. Cluster adică apa este agregată. Grupată. Câte 3, 4 molecule și mai multe. Și de ce este necesară apa în corpul nostru? Apa este cea care cedează protoni și electroni în mitocondrii, așa cum spuneam și mai înainte, în felul ăsta putând să elibereze energia din alimentele pe care noi le consumăm și să o stocheze sub forma acelei baterii universale, dacă vreți, de la bacterie și până la om, acidul adenozin trifosforic ATP. Și deci apa... noi avem baterii. Deci în ființa noastră există baterii. Da, clar. Niște biobaterii extrem de performante. Sunteți foarte grijulii cu bateria de la telefonul dumneavoastră, de la laptopul dumneavoastră. Foarte grijulii. Dar sunteți la fel de grijulii cu bateriile pe care le aveți și cum să le întrețineți. Că toată lumea citește cum să-și întrețină sau ce tip de telefon sau ce tip de baterie are. Haideți să vedem ce tip de baterie avem și ce ne dăunează bateriei noastre și cum putem să îmbunătățim. Cum putem încărca la maxim. Cum putem încărca să folosim foarte de bun augur. Vă rog, domnul doctor. Atunci când avem o alimentație diversificată și echilibrată și în majoritate constituită din alimente naturale integrale, adică puțin procesate sau chiar deloc, energia aceasta poate fi eliberată cu un randament foarte mare și să se creeze din ce în ce mai multe mici baterii. O singură baterie este o moleculă de ATP, dar corpul nostru are nevoie undeva la 100-150 de grame de ATP în fiecare zi ca să fie... Vreau să vă întreb câte ceva. Noi am mai discutat aici de conceptele de apă vie, apă moartă. Aveți vreo recomandare de aliment care nu are apă? Nu există aliment care nu are apă. Și acum, la nivel cuantic, apa, cum v-am spus, se comportă ca principala substanță care cedează niște particule cuantice, adică electroni și protoni, și care au domenii negentropice, adică conține informații. Informație și această deci informație... Deci ce înseamnă un aliment, să mergem spre o alimentație raw-vegan, dar raw-vegan nu doar cu numele, luat alimentul, ținut nu știu cât timp, un fruct, o legumă, nu știu cât s-a ținut și noi spunem că suntem raw-vegan, că nu-i proaspăt cules, nu-i bine îngrijit. Ce înseamnă apa vie din alimente pentru noi? Asta vreau să vă spun. Apa conține și alți doi izotopi, deuteriu și tritiu. Adică pe lângă hidrogenul obișnuit și... Deci avem o mică centrală nucleară în... Avem chiar... Se pare că în fiecare celulă vie se petrece și fenomenul transmutației elementelor la rece. La joase asta, temperaturi. Da. Chiar... La temperatura corpului, da. La temperaturi foarte joase. Iar aceste transmutații în natură, în cosmos, au loc la temperaturile și presiunile uimitoare din stele. Așa. Iată viața cât este de ciudată, dacă vreți, și cât este de performantă în același timp. De altfel, viața este un fenomen cuantic și aș da exemplu plantelor. Nu, plantele reprezintă hrană pentru noi. Plantele, pur și simplu, în plante are loc arderea apei. Și fotosinteza are un randament ce se apropie de 100%. Nu există vreun proces inventat de om ca să aibă... Deci avem de învățat de la plante... De la viață. Creăm, de la viață, cum să creăm noi invenții eco, bio. Da. Nu există ceva mai bun pe lumea asta ca invenție decât ceva în care noi am înțeles un proces din natură, un proces natural, pur, în care natura purifică, resetează codurile greșite informaționale, energizează și ne aduce acești nutrienți vitali atât. Pentru că domnul doctor ne-a spus, avem trei categorii de alimente. Aerul este aliment, apa este aliment, mâncarea este aliment. Pe cele trei categorii de alimente ne aduce nutrienții. Deci noi ne hrănim și când respirăm, cum spuneau yoghinii cu prana că se pot hrăni, și taoiștii cu chiul,
ne hrănim cu apa vie din alimente sau din izvoarele vii sau putem să obținem în propriile case aer viu, purificat, energizat, pentru că vorbeam de faptul că odată cu înaintarea în vârstă scade metabolismul. E una din chestiuni. Ce face acest imunocub prin tot ceea, prin acțiunea lui la nivelul aerului, a apei și a alimentelor? Activează, deci accelerează metabolismul, vă reîntinerește, dă drumul la un proces de reîntinerire. Mitocondriile. Este transformarea aceasta din ozon în oxigen, este cu eliberarea de energie. Se știe, da, se eliberează 143 de joule. 143 de joule. Oxigen pur. Deci, se știe, toată lumea cunoaștem, că așa sunt legile, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Deci avem această energie care o primim prin intermediul aerului și mitocondriile noastre reacționează benefic când respirăm aerul energizat, când bem apă vie, reenergizată, da? Când mâncăm, toate aceste testări, care atâtea emisiuni la rând le-am făcut aici, ați putut să vedeți că alimentele le purificăm pe bază de apă. Deci introducem diuza respectivă, deci dispersorul respectiv cu furtunelul în apă, începe procesul, se oxigenează, se ozonizează apa respectivă și încep procesele de purificare prin intermediul apei vii purificate, purificarea apei din alimente. Este ceva uluitor. Noi, da. Adineaur ne-a spus, domnul doctor, că n-au existat toate aceste probleme pe aer, pe apă, pe alimente mai grave pe planeta asta decât le avem acum. Totodată pe planeta asta nu a existat niciodată o invenție mai necesară, pentru că, vedeți, toate rapoartele astea ne spune că toți noi suntem de plin conștient. Da, domnule, ne plictisești. Poluare. Poluare știm toți. Știm că și crește. Te aștepți în fiecare zi la televizor să spună, doamne, a mai crescut poluarea pe apă, pe aer, pe nu știu chiar mai ce. Chiar ne-am obișnuit cu asta. Chiar ne-am obișnuit cu treaba asta. De ce ne trebuie atâtea rapoarte și atâtea informații? Da, aveți dreptate, pentru că și dacă vă duceți, aveți o problemă, o suferință și vă duceți la analiză, vă duceți odată, ați afla care este problemă, cât de rău ședeți. Vă duceți a doua oară, a treia oară, vă duceți săptămânal. Ce rezolvați că vă faceți atâta analize? E adevărat că dacă nu acționați, este o lipsă de șansă. Nu vă mai dați dumneavoastră șansă pentru dumneavoastră ca să fiți sănătoși, să vă bucurați de viață. Pentru copiii dumneavoastră, degeaba faceți copii, degeaba munciți să aveți bani pentru orice și să vă bucurați copiii dacă ei ajung să aibă dereglaje la nivel psihoemoțional pe baza unor disruptori hormonali, unor perturbatori, niște păcălici pe care odată că inhalăm tot ce se petrece ca și plastice în casă, noi ajungem să inhalăm ori prin particule fine, ori prin această ionizare plus, prin 2, bem apă care are acești disruptori, acești perturbatori hormonali cu transformări foarte ciudate pentru băieți, mai ales copii, băieți, femei sau femei gravide și așa mai departe. 3, mâncăm cu acești disruptori hormonali. Ce face acest dispozitiv, imunocubul? Purifică la nivel molecular tot ce înseamnă aer, apă și alimente. Și o să vă rog să urmărim 5 minute din ceea ce ne-a transmis, pentru că noi ajungem casele noastre să fie ca o mini-stație spațială, da? Cu problemele de acolo. Aerul care este cum este, dar diferența față de stația orbitală spațială este că oamenii de acolo erau foarte vigilent și foarte îndeplină cunoștință de cauza asupra pericolelor, umidității din casă și dezvoltare microbilor și a fungilor, deci toate mucegaiurile și așa mai departe, în aer sau în colțuri sau oriunde, da? Viruși, bacterii, deci acolo nu își permiteau treaba asta, au trebuit să ia imediat măsurile drastice, adecvate, că nu te joci, nu poți să te joci. Da, da, așa e, Dan, pentru că tocmai ce povestești tu este absolut adevărat. Cum a apărut acest aparat?
care a fost cauza apariției. De fapt, prin anii 70, când a apărut problema prima dată în cadrul stației spațiale internaționale, cu aceste mirosuri din cauza mucigaiului, da? Dumneavoastră știți că mucigai, el se activează, începe să dezvolte coloniile și sporii de mucigai, el se dezvoltă la umiditatea aerului când depășește 70%. Deci la umiditatea 70% deja se activează apariția mucigaiului. Dar în România media anuală a umidității aerului tocmai variază în jur de 70%. Deci noi putem spune că avem aer chiar predispus la apariția mucigaiului și dumneavoastră știți cel mai bine, aproape nu există casă care n-a întâmpinat această problemă cu apariția mucigaiului. Aceeași problemă a apărut și în cadrul stației spațiale internaționale, din cauza că aerul nu se amestecă, nu, din cauza lipsei gravitației, aerul rece cu cald nu se amestecă precum pe Terra. Aerul stă. Cu siguranță există sisteme care recircură aerul, dar există și foarte multe spații neventilate sau necirculate prin care nu există această recirculare a aerului, spațiile complet închise pentru destinate aparaturi electronice. Acolo a început să dezvolte acest mucigai și a apărut miros îngrozitor. Deci anumite module au fost pur și simplu contaminate, au fost trecute pe post de depozite, pur și simplu se depozitau anumite lucruri care nu erau la îndemână zilnică. Dar în momentul în care s-a semnat contract sau convenția de trecere a anumitor module în proprietatea Statelor Unite, americanii au vrut să transforme anumite module în spații locuibile pentru astronauți. Și nu era cu putință nici de cum, pentru că era un miros îngrozitor de mere stricate. Asta ne povestea Dumitru Prunariu, cosmonautul nostru român. Și atunci americanii au apelat la rușii, pentru că când au preluat aceste module, ei au importat un pachet întreg de tehnologii despre care spunea și Dan, pentru că totul era prevăzut. Și printre care au importat și această tehnologie de purificare a aerului la nivel molecular, anume potoc 150, care chiar introducerea înseamnă potoc sau curent. Curent, acest dispozitiv, e ceva mai mare față de monocup sau flux. Acest potoc de pe stația spațială funcționa exact pe același principiu, sau mai bine zis, imunocup reprezintă copia miniaturizată după acest aparat de pe stația spațială. Și tocmai cu ajutorul acestui aparat potoc 150 s-a făcut posibilă purificarea totală, completă a acestor mirosuri, de fapt distrugerea coloniilor de mucigai și atunci dispariția totală a mirosurilor neplăcute. Prin acest principiu, pe baza acestei tehnologii, s-a făcut posibilă punerea în circuit acestor module care au fost contaminate și așa a apărut acest aparat la noi pe baza tehnologiilor cosmice. Și cum spunea Dan, acest aparat, în afară că el purifică aerul, apa, alimente pe cele trei nivele, respectiv informațional, energetic și fizic, el aduce corpului nostru, organismului nostru, prin consumul aerului inspirat, prin consumul apei potabile și prin consumul alimentelor, aduce o cantitate enormă de energie, pentru că el îmbogățește aerul sau apa din compoziția aerului și apa ca atare cu ozon, această moleculă dumnezeiască care se numește O3. Dar când noi cu dumneavoastră inspirăm aerul sau consumăm această apă din compoziția aerului sau bem apa prelucrată cu imunocup, noi de fapt consumăm în cantitate enormă de aceste molecule O3, care la rândul lor în interiorul organismului nostru se descompun în O2 și o moleculă separată de O care reprezintă oxigen pur, cu eliberarea o cantitate de energie de 143 de joule și prin asta se încarcă exact bateriile din corpul nostru despre care spunea și domnul profesor. Chiar vreau să urmărim o scurtă sinteză realizată de domnul Prunariu despre situația echivalentă între stația orbitală și viața noastră zilnică. Haideți să-i dăm curs. Mai interesant este cum se trăiește într-un mediu închis. Stația orbitală are un volum limitat de aer înăuntru,
Același aer care a fost transportat cu ea în spațiul cosmic acum 10-20 de ani, de cât timp funcționează în spațiul cosmic, acela este permanent reciclat și vă dați seama că într-o astfel de atmosferă, care are o anumită umiditate, umiditatea datorată din expirației, transpirației organismului uman, cu cât sunt mai multe echipaje, cu atât umiditatea în interiorul stației crește. Această umiditate trebuie colectată permanent. Aerul pe care îl respirăm, în care mai expirăm și bacterii, microbi, fiecare organism are așa ceva, trebuie purificat permanent. Și pe lângă filtrele care există, există aparate speciale care omoară aceste bacterii, acești viruși care pot să apară în atmosferă, ozonizează atmosfera și o redau purificată pentru respirația astronauților. Imunitatea organismului este scăzută în spațiul cosmic datorită modificărilor care apar în organismul uman. De asemenea, susceptibilitatea la îmbolnăviri, la diverse îmbolnăviri, este crescută. De aceea, în primul rând, atmosfera trebuie ținută foarte pur sub control, foarte mult sub control. Stația Cosmică Internațională acum are numeroase module, module rusești, module americane, module japoneze, module europene. În interiorul unor astfel de module, gândiți-vă că unii astronauți trăiesc până la un an de zile, neîntrerupt. Deci acolo trebuie să trăiască, acolo trebuie să respire, acolo trebuie să consume apă, să consume mâncare, acolo este toaleta, acolo este dușul, acolo se face totul. Deci controlul acelui mediu trebuie foarte bine făcut. Pentru aceasta, experiența acumulată, mai ales de ruși, de cursul numeroaselor laboratoare spațiale pe care le-au utilizat, eu, de exemplu, am zburat pe laboratorul spațial Salyut 6. Până la el au fost alte laboratoare spațiale, începând cu Salyut 1. Avem aici pe masă un aparat care, dumneavoastră, pe semne că vă este familiar. Da, este formă. Familiar, exact, da. Exact. Puteți să ne vorbiți un pic despre el. Sigur, spuneam că în spațiul cosmic, la bordul stației orbitale, aerul trebuie în permanență purificat, în permanență readus la starea normală de a fi respirat sănătos de către astronauți. Ei bine, pentru a realiza acest lucru s-au dezvoltat o serie întreagă de tehnologii. Tehnologii foarte avansate, s-au alocat fonduri foarte mari pentru cercetare în acest domeniu și s-a găsit metoda, procedeul practic pentru a realiza un aparat la bordul laboratorului spațial Stației Cosmice Internaționale, se numește PATOC, care înseamnă flux practic, și care trece prin el permanent aerul și îl scoate pur pentru a fi utilizat. Iar acea tehnologie, încet, încet, a ajuns și pe Pământ. Deci multe din cercetările pentru spațiul cosmic, din aplicațiile pentru spațiul cosmic, și-au găsit debușeul ulterior în utilizări pentru orice cetățean al planetei noastre. La nivel european, chiar Comisia Europeană promovează conceptul de cosmos pentru cetățeanul european. Deci nu numai pentru instituții, nu numai pentru firme deosebite, dar pentru a fi utilizat de fiecare cetățean în parte. Și uitați cum o tehnologie cosmică a ajuns, puțin transformată, adaptată unor utilizări casnice, în acest aparat imunocub, care efectiv purifică nu numai aerul atmosferic, omoară microbi, virus din atmosferă. Dacă îi dați drumul, simțiți în câteva minute deja un miros de ozon. Îl folosesc de mult acasă. Dar de asemenea poate să purifice apa și produse alimentare care sunt introduse în apă. Un tub din acest aparat intră în vasul cu apă. Acolo se produce un proces cu ozonul care este eliminat de acest aparat și încet, încet anihilează toate impuritățile, toate produsele negative, inclusiv euri care se găsesc acolo, pentru că descompune absolut tot ceea ce este impur la nivel molecular. Bacterii? Protecția față de fungi, bacterii se efectuează cu astfel de echipamente, cu niște echipamente care folosesc același principiu pe care îl folosește imunocubul. Sunt niște descărcări la o tensiune foarte înaltă înăuntru, în aerul respectiv, se produce o ionizare puternică a aerului, iar această ionizare, promovată în mediul conjurător, ajută la anihilarea fungilor, bacteriilor, virusilor, microbilor și așa mai departe. Da, sursă de inspirație continuă, pentru că
ceea ce ei au fost forțați, obligați să ia ca măsuri pentru sănătate, pentru ridicarea imunității, pentru că au specificat exact aceste condiții, duc la o imunitate slabă. Această măsură o avem și noi la dispoziție astăzi pentru purificarea aerului, apei și alimentelor pe cele trei nivele. Este de dorit să fim înțelepți, să o folosim. Ce înseamnă să rămânem supuși la factorii aceștia de agresiune în afară de stres? Avem slăbirea capacității noastre energetice, de concentrare, a stărilor noastre proaste, a incapacității de muncă și a incapacității de a ne regenera efectiv, să avem un somn odihnitor. Chiar domnul Prunariu spunea că de fiecare dată înainte să se odihnească, lasă acest imunocub să lucreze 10 minute, un sfert de oră în dormitor, după care lasă să se așeze toată această purificare a camerei și doarme extraordinar de bine, fără niciun fel de... Da, dar mulți dintre telespectatori ne-au relatat chiar utilizând acest sistem că imunocub produce apă alcalină, după gust se cunoaște. Domn profesor, să ne spuneți, vă rog frumos, importanța acestei ape alcaline sau proceselor de alcalinizare a organismului. În mediul nostru intern, adică vorbim despre sânge, vorbim despre limfă, are un pH ușor alcalin, 7,3. Când acest pH tinde să scadă, vorbim de o aciditate a mediului intern, pe fondul căreia se dezvoltă multe boli, inclusiv cele tumorale. Sigur că apa este un donator de grupuri care pot alcaliniza mediul intern. Deci nu este vorba de aciditatea stomacului, este vorba de pH-ul sângelui, limfei, care scaldă fiecare celulă din corpul nostru, exact. Și acest pH al mediului intern este atât de riguros ținut încât variații foarte mici de 0,2, 0,3 unități de pH pot duce chiar la moarte. Se generează ceea ce se cheamă acidoză sau alcaloză. O apă de bună calitate are un echilibru extrem de benefic între speciile componente ale sale, adică între protonii de hidrogen și hidroxil. Cu cât avem mai mulți protoni liberi, mai mulți atomi de hidrogen, apa este mai acidă. Cu cât prin disocierea apei, chiar asta rezultă. HOH, hidrogen și hidroxil. Cu cât avem un potențial în care predomină hidroxilii, apa este mai alcalină și deci ajută organismul să lupte mai ușor pentru obținerea homeostaziei acidității mediului intern. Chiar vreau foarte... să vă întreb aici ce conduce o parte din factorii care conduc la această acidificare. Eu am înțeles că stresul, chiar stările noastre neplăcute, trăite intens, acidifică. Tot ce înseamnă să bem băuturi acidulate, să mâncăm mâncare cu tot felul de euri și aromanți din aceștia care sunt băgați, duc la o acidifiere. Și am înțeles chiar că corpul încearcă imediat să găsească soluții, scoțând calciu din oase, ca să se echilibreze. Deci, cum te duci mai repede spre osteoporoză... Deci asta este și mecanismul. Este unul din mecanisme. Deci, stresul nostru, stresul alimentar, stresul pe bază de aer, că aerul până la urmă ajunge în sânge. Și da, toate aceste probleme. Deci noi putem în situația asta să compensăm cu aer purificat, care să nu ne mai solicite atâta imunitatea, ci să ne susțină imunitatea, cu apă purificată și de asemenea cu un pH care să ne ajute. Da, cu pH-ul înalt. Și cu alimente care nu numai că le purificăm, dar devin, au și un pH optim pentru noi. Sigur, acum este și un alt aspect care caracterizează calitatea apei, potențialul redox.
Și acest potențial redox trebuie să fie în domeniul spre negativ, sub 200 milivolți. Și eu cred că în acest proces de purificare a apei se nasc și specii de moleculare care practic tind să ducă potențialul redox acolo în zona negativă și care este cea mai importantă. Vorbeam înainte de apă vie și apă moartă. Apa da. Vie este apa H2O. D2O este apa grea, care este apă moartă. De ce? Pentru că în procesele cuantice care au loc în tot corpul nostru și mai ales, încă o dată revin la mitocondrii, deuteriu este prea mare pentru fenomenul de tunneling. Cine știe ce înseamnă asta în mecanica cuantică, și atunci toate procesele metabolice sunt blocate de apa grea, de peroxidul de deuteriu. Și poate că ar trebui făcute experiențe. Deci vorbim de o îmbătrânire ca de un accident. Deci neglijând factorii care ne accidentează și ne duc spre îmbătrânire. Vă rog să ne spuneți două, trei cuvinte. Tocmai ultima lucrare apărută ca rod al inspirației, Crezi că știi să trăiești, a domnului dr. Menci, Alimentația și longevitatea, o nouă abordare holistică. Ne-ați făcut niște dezvăluiri extraordinare în această lucrare. Sigur, această lucrare abordează și aspectele spirituale ale vieții noastre, pentru că, să recunoaștem, suntem trup și suflet. Chiar așa ne și exprimăm. Hai să facem nu știu ce lucrare cu trup și suflet. Dar astăzi am uitat aproape complet de suflet și iată că am uitat și de trup. Și sigur că faptul că am uitat de noi înșine și faptul că suntem cu adevărat înconjurați de noxe care altădată nu existau. Ele sunt aceste noxe generate tocmai de activitatea umană. Nu sunt noxe naturale. Spre exemplu, cum ar fi cele generate în urma exploziei unei erupție unui vulcan. Așa. Dar vulcanul face noxe, dar mai puține, măcar știm, de obicei sunt bogate în compuși ai solfului. Omul face însă mii și mii de noxe care acționează în fel și chip. Multe dintre mecanismele acestor noxe generate de om nici nu se cunosc, dar ele inexorabil acționează și asupra stării noastre de bine, asupra psihicului nostru. Stării noastre de rău. Stării noastre de rău, din păcate. Și reduc calitatea vieții și longevitatea. Și de aceea, măcar acolo unde putem să intervenim, să purificăm apa, să purificăm aerul, să purificăm, dacă se poate, alimentele, această intervenție întotdeauna este benefică și întotdeauna ne va face să trăim mai sănătos și poate chiar și mai mult. Dragii noștri, acum 500 de ani, Rabelais spunea: știință fără conștiință e ruina sufletului. În momentul în care noi ne-am orientat doar pe dezvoltarea tehnologică și pe venituri și am uitat de cealaltă față a monedei, de a lua contramăsurile ca noi să rămânem sănătoși, noi să rămânem și emoțional ok, da, echilibrați, plini de energie și cu un psihic și o luciditate bună, lucrurile sunt foarte grave. Vă invităm să luați măsuri. Șansele dumneavoastră deja pentru o viață sănătoasă, pentru dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră, familii, toți cei care țineți, există, pentru că acest dispozitiv Imunocub purifică pe cele trei nivele și o să revenim asupra lor. Timpul emisiunii s-a încheiat. Vă mulțumim. Rămâneți alături de noi. O seară bună. Seară bună. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. L-am dus în Franța la fratele meu care a paralizat, foarte greu, cu vorbitul, cu mersul, echilibru aproape deloc, și l-am dat fratelui meu care nu avea echilibru, deci veșnic trebuia susținut de cineva să se deplaseze, sau dacă lăsai singur, îi să te ia filmul, cădea jos și gata, iar trebuia ridicat. După ce a avut apărățelul, deja a început să mănânce, să se simte mai bine. Acum merge,
vorbește nu foarte bine, eu zic că torsărul e cel care l-a reglat. Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat, l-am pus exact pe locurile dureroase, durerile au încetat, mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și am efecte imediate. Aveam dureri de picioare, de genunchi, în special când urcam scările așa, și am pus torsărul, în special pe coloană, l-am pus pentru că aveam dureri de oase, să zic așa. Și m-a ajutat foarte mult, nu mai mă dor picioarele. Cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. De exemplu, mi-au descoperit aici un nodul tiroidian. Și în fiecare zi mi-l pun așa, câte 25 de minute. De când l-am achiziționat, îl folosesc zi de zi. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat, știți că are efect oriunde vă aflați.